Să trecem atunci la un alt subiect care e nu doar de maximă actualitate, care e de maximă actualitate nu doar acum, ci în toată ultima perioadă. Lupta anticorupție. Ați fost șeful SIE, o importantă sursă de informații pentru factorii de decizie. Care e contribuția SIE la lupta anticorupție în ultimii ani, cel puțin cât ați condus noastră acest serviciu? Pot pentru vorbi, dumneavoastră stați de vorbă cu fostul director al SIE, deci n-am sigur. Cum să vorbesc de pe poziția de director al SIE. Ceea ce pot să vă spun este că cea mai importantă contribuție și singura pe care o putem să o facem este aceea de a oferi suport informativ absolut pentru informațiile care vin din străinătate. Deci e singurul lucru. Nu oferim nici informații din interior, nici informații din alte surse, decât ceea ce primim de la parteneri prin cooperarea cu alții și prin operațiunile noastre directe. Vă întreb acest lucru pentru că am văzut în foarte multe comunicate ale DNA sau de ICOT menționat explicit sprijinul SRI, uneori al Direcției de Informație a Ministerului de Interne 2 și un sfertul, și am văzut menționarea SIE niciodată. Acum vreau să mai spun încă un lucru. Noi, în momentul în care primim la SIE, când eram, în momentul în care primeam o informație care privea pe altcineva, o transmiteam automat. Nu ne apucam să o prelucrăm sau să mergem pe ea în continuare. Fie la DICOT, fie la DNA, fie la SRI, în funcție de tipul de informație care era la noi. Nu aveam o implicare directă, neavând dreptul să facem activități pe teritoriul României, neavând dreptul SIE să facă activități pe teritoriul României. Pe teritoriul României nu, dar în afara țării cu siguranță. Da. Și întrebarea este ce cazuri de corupție în ambasade, consulate sau care implică ambasadele sunt teritoriul românesc, care implică ambasadori, consuli, secretari de ambasadă. Deci am văzut în toată perioada asta cazuri de corupție inițiate de SIE pe offshore-uri, de pildă, unde vedem că se derulează o amplă activitate infracțională. Poate sunt, și nu le-am văzut noi. Nu. Aveți dreptate în mare măsură. Ce se întâmplă? Serviciul de informații externe, ca și toate serviciile, nu lucrează din inițiativa lor sau fac ceea ce doresc. În fiecare an, în ultima lună anului, în luna decembrie, se adoptă Programul Național de Priorități Informative și se dau și sarcini fiecărei instituții. Nu am avut niciodată prin acest program o sarcină specială pentru offshore-uri sau pentru ceva. Sarcinile noastre erau foarte bine delimitate, în special pe informația de natură politică utilizabilă. Pentru celelalte erau în sarcina altor organisme. Deci nu cunosc informație de natură politică. Că nu s-ar putea să înțelege. Adică cele referitoare la amenințări teroriste, amenințări la securitatea națională. Asta înseamnă informație de natură politică. Ok, am înțeles. Și cu alte cuvinte, spuneți noastră că activitatea anticorupție nu a fost apanajul SIE în aceste... Exact. În aceste, exact. Însă, încă o dată, spun tot ceea ce am primit, ce se primea la SIE pe vremea mea de la parteneri, era transmis întotdeauna că pot fi și informații ocazionale, fără a face mari eforturi sau operațiuni în acest scop. Dar ca să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră, din ceea ce știu eu despre modul în care funcționează structura de luptă împotriva corupției, aceste lucruri nu se pot face de către Serviciul de Informații Externe, sunt de natură polițienească. Deci cei care pot avea o șansă, prin fie Ministerul Justiției, prin comisii rogatorii, fie pe linie de Europol și alte structuri ale polițienești, poate cere acces la conturi. Vreau să mă înțelegeți bine. Nu e peste tot ca în România. Nimeni nu are acces la conturi dacă nu există o solicitare oficială referitoare la un dosar în curs sau la o cauză sau la o bănuială. A trimite un spion
să spioneze conturile unei bănci este un lucru de neînchipuit. Nu, aici era vorba de informații. Nu, v-ați referit la offshore. Da. E vorba de informații pe care un agent... Informațiile care au venit întotdeauna se transmit automat, dar vă spuneam că în această structură de luptă împotriva corupției, cei care au rolul cheie sunt organele polițiene și parchetul. Sunt singurii care pot face cereri oficiale. Noastre, credeți că noi am tolerat în România ca să vină tot felul de spion să uite pe conturile băncilor, pe la societăți? În orice țară se păstrează foarte strict. E o reglementare extrem de strictă în legătură cu accesul la datele. Nu, dar dacă îmi permiteți, așa? În lupta anticorupție, poate ne așteptam ca un caz de mare corupție, având în vedere cât de mulți politicieni români își ascund averile în afara țării. Cât de mulți politicieni români și oameni de afaceri, vedem din cazurile Microsoft. Mă face să zâmbesc. Noastră chiar aveți impresia că Serviciul de Informații Externe în Străinătate se ocupă să urmărească cetățeni străini ce fac, cum se duc? Este imposibil, credeți-mă. Poate se află informații de acest tip, se transmit automat. Dar nimeni nu poate să urmărească nici firmele românești în străinătate, nici cetățenii români care umblă, sunt zeci de mii pe zi care circulă și se duc în toate locurile. Cum poți să îi urmărești? Credeți-mă, este o mitologie care nu are niciun fel de legătură cu realitatea. În schimb, ce poate face Serviciul de Informații Externe și a făcut-o în câteva cazuri, este să îi urmărească pe cei dați în urmărire generală, pe cei căutați. Și s-a întâmplat cu Omar Haisam, s-a întâmplat cu deputatul de către poliție, în primul sau pe cei care dezvoltă grupuri organizate, mafiote. Aia e altceva. De grupul Monaco, de pildă. Ați auzit? În timpul serviciului meu, în perioada în care am fost șef. Dar revenind la persoane căutate, și vorbeam de Haisam, vorbeam de deputatul acela fugit în Kenya, Bodea, cred că îl cheamă. Boldea, da. Recuperat din Kenya și așa mai departe. Unul dintre ei este, din cei căutați, este Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Blejnar de la ANAF. Da. Aveți vreo informație? Trăiește sau nu se știe nimic? Nu, absolut niciuna. El este unul dintre personajele cheie din presă despre personajul cheie, despre tot ce s-a spus, dar n-am văzut niciodată niciun fel de informație cât am fost director la SIE despre dacă trăiește sau nu, sau pe unde ar putea să fie. O singură curiozitate aș mai avea în legătură cu marile cazuri. Vedetele dosarelor anticorupție în aceste zile sunt Microsoft, auzim în permanență de EADS care stă să vină și el din spate, cu nume care să regăsesc și într-o parte și în alta. SIE a avut vreo contribuție la aceste cazuri? La cunoștința mea, nu. Datele au fost transmise direct organelor competente, fie parchetului, fie Serviciului Român de Informații, care au și ei legături cu partenerii externi. Nu trece totul prin Serviciul de Informații Externe, nu am auzit nimic.